Bogdane, în curând vei inaugura școala de fotbal din Aiud, care poartă numele. Cu ce gânduri, ce propui? Da, cu entuziasm în primul rând, pentru că e un lucru care îl fac pentru copiii din Aiud și copiii din zona Aiudului. Chiar sunt două idei, să spun așa. În primul rând e sport, fair play și sănătate, joacă în primul rând. Chiar nu vreau să pun accent pe performanță în prima parte, iar în partea a doua, când copiii vor crește ușor-ușor cu stagii de pregătire la cluburi din România sau poate chiar din străinătate, cu ciclu săptămânal, să vadă ce înseamnă fotbalul adevărat. Cam astea sunt planurile deocamdată. Și cum am spus, să le ofer condiții cât mai bune și cât mai aproape de fotbalul de performanță, să vadă ce înseamnă antrenamentele, cum să se comporte, cum să crească ca organizare, ca disciplină, pentru ca în viitor să le fie mai ușor și în viață, și care va alege calea sportului și în sport să se poată acomoda la cluburile la care vor merge în viitor. Practic, înțeleg că e un fel de colac de salvare pentru fotbalul aiudian, care suferă de mulți ani. Fotbal aiudian care a dat jucători mari de-a lungul vremii. Da. Sunt și în momentul de față jucătorii și copilași foarte buni. În ultima perioadă am petrecut mult timp în Aiud, în ultima perioadă, spun, în ultimii 2-3 ani. Sunt copii cu calități foarte bune, e o zonă foarte bună, Aiudul, zonele limitrofe. Și cred cu tărie că din copilașii care sunt acum vor crește și vor ajunge jucători importanți pentru campionatul României și, de ce nu, poate chiar pentru echipa națională.